ce se află în geanta mea de plajă. Haideți că m-am asortat eu aici. Am venit în fața voastră cu pălăria pe care mi-am cumpărat-o săptămânile trecute de la Pepco. A fost foarte ieftină, deci cred că, nu știu, pe mai mult de 10 lei nici n-am dat pe ea. Și îmi place foarte mult, stați că nu mai nimeresc aici, ciucurii ăștia, care sunt în niște culori așa vii și chiar mă bine dispun și mi se pare că e o pălărie chiar foarte drăguță, mai ales că are și detaliile acestea. Stați că mă... Da, așa pățesc mereu. Detaliile acestea aurii și mi se pare că ciucurașii aceștia o completează destul de bine. Păi, geanta mea de plajă, vreau să vă spun că anul acesta este un rucsac. Așa. Și am atașat de-o această eșarfă, plus că are și un mâner aici, în partea de sus, în partea superioară. Este un rucsacel pe care l-am primit noi, consultanții Oriflame, la un program de loialitate acum un an și ceva. Eu l-am folosit, l-am luat de câteva ori când aveam o ținută mai sport. Este foarte încăpător, plus că materialul din interior este satinat, deci este de o calitate foarte bună. Chiar l-am purtat și am zis că ar fi bine să-l iau cu mine la plajă, pentru că anul trecut am văzut tot mai multe fete care aveau un rucsac. Și mi s-a părut că le încăpea destul de multe lucruri acolo, plus că era și destul de comod că trebuie, decât îl puneau în spate. Și atunci am zis, nu mai iau și un rucsac. Și decât îl pun așa în spate, fie că aleg să port o singură preteasă, fie că aleg să port două, și este mult mai confortabil. Eșarfa aceasta i-am atașat-o pentru că am vrut să aibă puțină culoare și este o eșarfă din catalogul 7, dacă mi-am amintesc eu bine, de la Oriflame. Au fost două eșarfe. Una în nuanțe portocalii pe care o să vă arăt imediat și aceasta în nuanțe de albastru marin. Care mi-a plăcut destul de tare și nu am făcut altceva decât să o înfășor în jurul mânerului și aici pur și simplu să las o parte ceva mai lungă pentru un efect mai frumos. Ghiozdanul, după cum vedeți, are doi ciucurași. Așa. Imediat. Am aici foarte multe lucruri, oricum să vă arăt, dar ce vreau să vă spun eu acum pentru începutul clipului este că niciodată, dar niciodată nu stau la plajă fără protecție solară pentru ten și fără o apă termală, ca să mă prospătesc tenul de câte ori simt că transpir sau de câte ori am eu nevoie. Și crema la care eu am rămas încă de anul trecut este Novage, cu factor de protecție solară. O altă loțiune cu un factor de protecție mai mare, pe care eu o folosesc tot așa de anul trecut și nu am de gând să renunț la ea, este cea de la Nivea sub formă de spray, Protecten Bronze, cu care m-am băcat destul de bine de anul trecut și o voi recumpăra în fiecare an. Vă arăt și pe aceasta imediat. Și pentru buze, pentru că și ele sunt destul de predispuse la arsuri din cauza soarelui puternic. Folosesc două balsamuri de buze. Unul este de la Nivea și este unisex și al doilea este de la Balea. Are și o nuanță foarte drăguță de nude, un nude așa perlat. Îmi plac foarte mult și le iau cu mine de fiecare dată. Vi le arăt și pe acestea. Să revenim acum la ceea ce am în geanta mea de plajă. Am vrut să fac o introducere ca să vedeți care sunt produsele mele, să zicem, top 3, care niciodată nu vor lipsi din geantă și nu am avut oricum să le includ aici, pentru că aici mai am și unele produse noi, care sunt separate de acelea, la care voi rămâne oricum întotdeauna. Bun. Pentru început, am aici un săculeț pe care l-am primit eu acum câțiva ani, alături de o geantă de plajă de la Yves Rocher și v-am arătat eu ce aveam în geanta respectivă de plajă, vă pun oricum linkul pe undeva pe aici și aici țin costumele de baie, sunt 3 la număr, acesta în nuanțe de verde, așa. Acesta cu flori, care îmi place foarte mult. Dintre toate, dacă ar fi să aleg, acesta este preferatul meu și mă simt foarte confortabil în el. Și mai am unul cu două fețe și este acesta. Stați că ăsta s-a
săracul. L-am zăpăcit. Așa. Deci este efectiv cu două fețe. Adică, de fapt, așa era. Dar v-am zis, m-am zăpăcit eu. Împestrițat cu violet și roz. Da. Eu mă simt foarte bine în ele. Anul acesta nu mi-am cumpărat. Oricum, când o să merg în vacanță la mare, o să-mi iau și de acolo unul. Dar, momentan, nu mi-am cumpărat Villa Marta pe cele pe care le am. Am avut eu câteva în trecut, dar nu mi-au mai plăcut, s-au decolorat și nu mai avea sens să le mai port. Așa. Revin acum la eșarfa pe care v-am zis că eșarfele pe care le-am luat de la Oricei. Aceasta este cea pe portocaliu despre care v-am vorbit eu. Este un material foarte, foarte calitativ, mătăsos. Imprimeurile, vedeți cât de frumoase sunt cu fluturi. Atât aceasta pe portocaliu, cât și aceasta. Așa, sunt foarte mari. Deci eu le-am luat pentru că am văzut în numeroase clipuri pe YouTube despre cum poți să porți o eșarfă și, în special, erau diverse modele pentru plajă, adică destinate mersului la plajă, ca să zic așa. Diverse, nu știu, rochițe, diverse bolerouri. La un moment dat văzusem pe cineva care și-a făcut chiar și o geantă din eșarfa aceasta. Și dacă v-ar plăcea să vedeți, tot așa, mai multe stiluri prin care puteți să portați o eșarfă, vă rog să-mi spuneți și eu o să încerc să fac un clip adaptat oarecum și la stilul meu, că nu o să încerc să-mi fac ceva ce cu siguranță nu aș purta eu în mod normal, dar dacă vă place să-mi spuneți. Repet, este, cum să zic, este foarte bine să avem astfel de eșarfe și mai ales dacă sunt și mari și prețul, chiar dacă pare unul un pic mai mare, de exemplu eu am dat pe amândouă 100 de lei, în momentul în care am plasat comanda s-a aplicat și acea reducere de consultant și suma nu a mai fost atât de mare. Așa. Alături de eșarfe am primit eu și câteva exemple, cum v-am zis, prin care pot să port această eșarfă. Sunt aici, nu știu, câteva exemple de bluzițe, de brochițe, chiar și de topuri. Puteți să vă faceți și accesorii pentru cap. Chiar văzusem eu un clip de curând. Bosta de Oriflame chiar, dar dintr-o altă țară, cu o domnișoară care prezenta toate accesoriile noi pe care noi le-am întâlnit în catalog din primăvară până în prezent, adică până în vară. Și mi-a plăcut foarte mult cum îi scăteau și modul cum și-a aranjat acea eșarfă. Deci a făcut un fel de accesoriu așa foarte frumos pentru cap, cu una dintre aceste eșarfe și la un moment dat și-a făcut și o curea foarte frumoasă exact cu această curea cu această eșarfă portocalie și mi-a plăcut foarte mult și am zis, nu mai trebuie să încerc și eu că îmi place, deci am făcut foarte bine că le-am luat. Bun. Mai am două evantaie pe care le-am luat acum multă vreme. Unul este din lemn cu un model foarte drăguț, cu bleu. Întotdeauna am evantaie cu mine pentru că știți că este foarte, foarte cald. Și unul este mai elegant, ca să zic așa, și cu o danteluță, și cu o broderie foarte frumoasă. Da. Mie evantaiele îmi plac destul de mult și de fiecare dată le am cu mine în geantă, pentru că știți că este destul de cald și mai ales la plajă și mi-au eu șervețele cu mine, dar de multe ori tot am nevoie de un ajutor. Așa. Cred că v-am mai arătat eu vouă portofelul acesta într-unul din clipurile mele. Nu l-am schimbat, am rămas tot cu el. Și am să vart o pereche de ochelari de soare. Nu mi-am cumpărat altă pereche de ochelari de soare. A rămas tot aceasta, cred că de anul trecut. Mie nu prea place să port ochelari. În ceea ce privește soarele, știu că este foarte important să ne protejăm ochii de radiații și atunci sigur că am și eu cu mine o pereche de ochelari. Să știți că am văzut un model asemănător, de fapt nu asemănător, la fel la Meli Melo. Mai am un deodorant cu mine, Dry and Fresh, de la Nivea. Este deodorant în acela cu bilă lichid. Miroase foarte frumos și credeți-mă că este unul dintre cele mai bune deodorante pe care le-am încercat eu până acum. Eu o să-l recumpăr. Ne-am înțeles foarte bine și m-a protejat destul de bine, chiar și în momentul în care temperaturile au fost foarte ridicate afară și oricum nu pot să plec fără el, vreau să-l am în permanență cu mine. Așa. Am aici ca un fel de mini gentuță cu produse cosmetice, am luat și eu la mine câteva.
Am o pensulă pentru contur, așa cu codiță de pește. Da. V-am spus că am primit-o de la verișoara mea. I-am zis că îmi place destul de tare. Vreau și eu să-mi comand de pe eBay, dar la modul cum primesc eu comenzile după o lună, două, după ce le plasez, atunci mă bucur destul de tare că am primit-o de la ea. Este foarte drăguță, așa, în ton cu subiectul. Da. Am un rimel despre care la fel v-am vorbit eu de la Rimmel London din colecția Rita Ora. Pensula este cauciucată, deci nu mi-o bag în ochi. Nu se întâmplă nimic. Așa. Mai am o altă pensulă. Cred că la fel v-am arătat-o și pe aceasta aici. Are un fel de cristale, mini cristale, așa. Un roz auriu. Este foarte drăguță. Îmi place destul de mult. Am un ruj lichid mat de la Miss Sporty, într-o nuanță așa de roz natural. Lively Rose se numește. Am rujul pe care îl port pe buze, deci dacă aș fi avut o altă nuanță pe buze, cu siguranță ea s-ar fi regăsit aici în trusa mea de cosmetice, cea pe care o port cu mine de fiecare dată în geantă. Și este acesta de la Maybelline și pe acesta l-am primit tot de la verișoara mea. Creator se numește, nuanța 35 și este un violet, după cum vedeți, electric, foarte intens. Nu are cum să treacă neobservat. Am un corector, pentru că nu pot să-mi iau un fond de ten cu mine la plajă și atunci am luat un corector și este de altfel singurul pe care îl am. Îl folosesc în momentul în care am un coș și întâmpin probleme să-l acopăr. Se usucă coșul respectiv. Înainte îl foloseam pentru ciarcăne, pentru că dormeam foarte puțin, dar deja de un an de zile încerc să fiu mai atentă cu somnul și să dorm și eu măcar un număr de ore corespunzător. Așa și cum nu pot să folosesc, să zicem, un fond de ten, uneori mai aplic puțin corector pe aici, pe acolo. Și mai am o paletă de contur la mine. Nu neapărat că o folosesc, evident, și că folosesc blush-ul, cât îmi place să folosesc puțin iluminator. Puțin pe nas și puțin în partea de sus a obrajilor și în partea de sus a buzelor. Deci îl iau mai mult pentru iluminator decât îl iau pentru a-mi contura tenul. Așa. Deci am scăpat. Pliculețul acesta, ca să nu-i zic centuță de cosmetice, a venit odată cu pensulele, pentru că se și vede după culoare. Și atunci am zis, lasă că-i găsesc eu alte îndrăgânițări și îmi place că este și transparent și abia am asta să mai caut prin geantă produsele, fiind transparent știu exact unde să bag mâna. Mai am să vă arăt, până să trecem mai departe, un elastic de prins părul și îmi place tipul acesta de elastic, plus că nu lasă urme pe păr deloc și am un astfel de elastic tot timpul în geantă. Am și în portofelul, nu chiar. Mai am la mine tableta, pentru că uneori îmi place să citesc sau să ascult muzică și dacă nu am la mine în mod expres tableta, să zicem că nu știu, am lăsat-o în cameră, l-am încărcat, am tot timpul cu mine o carte și de această dată citesc Puterea gândului de Milton Cameron. Eu vă recomand, este o carte motivațională, să știți că o să vă schimbați percepția asupra lucrurilor după ce o veți citi. Aș putea oarecum să vă dau așa un mic punct de reper. Știați că aveți puterea de a vă transforma viața dacă gândiți pozitiv. Această putere există în voi înși vă. Trebuie doar să o folosiți pentru a vă ajuta să vă găsiți liniște interioară, sănătatea, fericirea și nu numai. Da. Este cunoscută sub diverse denumiri, precum puterea subconștientului, psihologie dinamică, miracolul gândirii, vizualizare creativă, gândirea pozitivă. Așadar, vă ajută să vă schimbați viața în bine. Deci, eu recomand cartea aceasta dacă o întâlniți, nu știu, în supermarketuri, la secțiunea aceea de cărți, sau puteți să plasați o comandă online. Eu chiar vă recomand, eu cred că toți ar trebui să citim astfel de cărți motivaționale. E adevărat că eu am cărți și pe tabletă, dar și îmi place să-mi cumpăr. Uneori îmi place mai mult să-mi cumpăr cărți și să le citesc așa în varianta aceasta normală, veche, să-i zic veche. Nu, în varianta asta dintotdeauna, că sună mai bine. Da, pe tabletă nu, nu cred că are sens să vă arăt, pur și simplu am câteva aplicații pe care oricum le folosește toată lumea și le folosește în mod normal pe telefon. Și acum, da, acum chiar vom trece la prezentarea produselor în sine. Deci, de câțiva
nu că de câțiva ani, acum câțiva ani mi-am cumpărat eu o astfel de loțiune pentru bronzat, da, hidratantă de la Avon Kersan. Așa. Miroase a... miroase a cacao, așa înseamnă. Unt de cacao. Nu are factor de protecție solară, dar cu asta rezolvăm întotdeauna, pentru că, v-am spus, folosesc acea loțiune de la Nivea Protect & Bronze. Ce vreau să menționez este că dintotdeauna mi-a plăcut, am cumpărat-o eu acum câțiva ani, am recumpărat-o, mi-a plăcut, m-am înțeles bine cu ea, dar apoi, în următorii ani, nu am mai avut de unde să plasez comenzi. Însă anul acesta am zis, nu mai lasă, că o să încerc să discut eu cu cineva care este reprezentant la Avon, ca să-mi placeze și mie două astfel de loțiuni. Una deja am terminat-o, nu știu dacă se observă că sunt un pic bronzată, pentru că deja de o lună de zile am început să stau și eu la soare, să mai prind puțină culoare, pentru că nu-mi place să stau la mijlocul verii. Deci eu, de regulă, în fiecare an încep să stau la soare cam în mai, pe la începutul lui iunie, urmând ca mai apoi să stau 2, 3, 4, 5 zile, în funcție de cât ne luăm vacanța. Iar aceasta face parte tot din colecția Avon Kersan și este o loțiune după bronzat, adică un spray mai bine zis, miroase la fel de frumos, este foarte hidratant și oarecum accentuează nuanța bronzului. Aceasta este pentru accelerarea bronzului și aceasta este pentru accentuare. Deci după ce ați folosit această loțiune, adică după ce ați aplicat loțiunea și ați stat la soare, după ce, evident, că vă faceți o baie, veți vedea că dacă pulverizați acest spray, nuanța bronzului este mult mai accentuată și chiar persistă. Atât tot că nu are factor de protecție solară și asta este un mare minus. Altfel, ele mie îmi plac. Nu știu că reușesc să... loțiune bronzantă. Atât mi-a spus, atât vă zic și eu. Da, și acesta este un spray pentru accentuarea bronzului. Da. V-am spus eu de apa termală, într-un an am avut-o pe cea de la Aven, a fost ok. Anul acesta, în supermarket, m-am întâlnit cu ea, era singura de pe raft. Am văzut că este singura, am și luat-o, nu știu, cred că a fost la un preț incredibil de mic, cred că 10 lei. Apa termală naturală, împrospătează, revigorează, tonifică, cum știm cu toții. Este o apă termală 100% naturală. Da... ce provine din Franța și are o compoziție unică de săruri minerale și oligoelemente precum magneziu și calciu, cu oferă hidratare imediată, fiind potrivită pentru toate tipurile de ten. Să știți că, da, ne-am înțeles destul de bine, nu am avut niciun fel de problemă. Tenul meu oricum este destul de sensibil și trebuie neapărat să aplic o cremă cu protecție solară sau să aplic apă termală, dar nu am cum să aplic decât apă termală, trebuie să le aplic pe amândouă. Așa, și să știți că... chiar îmi place. Mă simt foarte bine. Chiar că m-am revigorat așa un pic. Da? Deci eu o recomand, plus că, uitați-vă, are 150 de ml, deci chiar se merită pentru 10-15 lei. Nu, 15, 10 lei a fost. Nu știu, zic eu 15 lei, că cine știe de la ce supermarket... veți merge voi să o cumpărați în cazul în care v-ați stârnit curiozitatea. Noi ne-am împăcat destul de bine, deci eu o să o păstrez aici în produsele mele de top. Deci probabil că anul care vine o să revin cu top 4 produse, cum am revenit la începutul acestui clip cu top 3 produse. Acum o să revin cu top 4 produse anul care vine. Așa. Mai am o loțiune pentru accelerarea bronzării cu unt de cacao, ulei de morcov și vitamina E. Aceasta are o protecție scăzută de primăverii și începutul verii, cam așa, cam atunci o folosesc eu. Altfel este destul de drăguță, plus că îmi place și mecanismul acesta care pulverizează și este destul de ok. Decât aceasta care trebuie să-i desfac capacul și pur și simplu să aștept eu să curgă produsul respectiv și apoi să-l întind, este mult mai simplu, mult mai practic, mult mai ok, a zice eu, cu un asemenea aplicat. Da. Spune că obține o bronzare mai rapidă, mai intensă și mai de durată și că stimulează biosinteza melaninei naturale în piele. Nu știu ce să vă spun. Dacă stau un pic să mă gândesc, m-a ajutat. Deci știu că și, am folosit-o și pe aceasta la început și m-a ajutat, dar dacă ar fi să vă recomand ceva și dacă vreți să vă bronzați mult mai repede, mergeți pe aceasta.
Deci eu o recomand 100%. Cred că și pe aceasta o includ tot în top, produsele mele de top, ca să zic așa. Numai că mă dezamăgește faptul că nu are protecție solară, altfel este minunată, deci dacă o cumpărați pe aceasta, automat nu mai trebuie un produs cu protecție solară, altfel este minunată, deci vă bronzați repede cu ea. Nu stau eu mult la soare, mi-aleg eu o marșă de, nu știu, o oră, două, foarte rar s-a întâmplat să stau trei ore, dar stau chiar și așa aceste 3 ore cu pauză, deci o dată la 30 de minute, 20-30 de minute, mai mi-au vreo 10-15 minute pauză, nu stau constant 3 ore, 2 ore la plajă. Așa. Un alt produs care mie îmi place destul de tare și este al doilea pe care eu îl cumpăr, de la Gelovital Sun după plajă, o loțiune spray 3-in-1 care liniștește, răcorește și revigorează. Să știți că l-a folosit și soțul meu pentru că a mers pe baltă la pește și s-a ars destul de tare în zona spatelui și în special pe ceafă și pe umeri și l-am dat cu acest spray și să știți că i-a calmat din arsuri, pielea chiar și-a revenit, ci drept a început să se cojească, dar l-a ajutat destul de mult loțiunea aceasta spray. Și bineînțeles că am mers și am recumpărat-o. Mi-amintesc că și eu anul trecut în zona spatelui m-a usturat destul de tare și chiar și acum, la un moment dat, când am stat tot așa 3 ore și deși am făcut eu pauzele acelea, am simțit o ușoară arsură pe spate și atunci am venit repede în cameră și am pulverizat această loțiune așa cum am putut eu singură pe spate și după ce mi-am făcut baie, evident că am pulverizat-o iar. Pentru că pe mine m-a ajutat și eu chiar vă recomand un asemenea produs, pentru că nu se știe în ce perioadă nimeriți și cât de periculoase sunt radiațiile acestea și de tipul vostru de piele, care al meu, v-am spus, și tenul și pielea mea în general este destul de sensibilă și predispusă la, nu știu, arsuri, la chiar și imperfecțiuni, dacă nu sunt atentă la produsele pe care le folosesc pentru ten, și atunci nu aș putea să mă risc să merg fără un asemenea produs. Deci este al doilea pe care eu l-am cumpărat. Și mai am un produs pentru păr. Dar acesta puteți să-l folosiți și voi așa în mod normal, nu neapărat trebuie să-l cumpărați când mergeți în vacanță. Eu am mai folosit produsul acesta în trecut, pe vremea când eram în liceu. Pe vremea când eram în liceu eram super fan Gliss. Deci mă spălam numai cu șampoane de la Gliss. În acea perioadă, având părul blond și șuvițe blonde, trebuia să folosesc un balsam neapărat sau o mască de păr și uneori făceam așa cât o schimbare, ori foloseam o mască de păr, ori foloseam spray-ul acesta. Între timp, când am renunțat la părul blond și l-am închis la culoare, nu am mai folosit nimic, deci nu am folosit decât șampon și atât. Și cum v-am zis, foloseam Head & Shoulders, apoi am folosit Elsev, nu m-am mai împăcat bine cu Elsev-ul, mi-am cumpărat vara trecută doar șampoane de la Pantene și cu masca aceea 3 minute, pentru că făcusem greșeală, nu că făcusem, a trebuit să fac această, ca să-i zic așa, modificare, pentru că, vă știți, cred că v-am mai menționat eu vouă, că eu folosesc vopsea fără amoniac, pe aceea L'Oreal de la Casting Cremulos. Ei, bine, uneori m-a mai apucat pe mine nebunia să mai încerc și alte vopsele și am luat tot una de la L'Oreal, Excellence Creme, am eu link-ul aici cu, cum să zic, linkul cu procesul de colorare folosind acea vopsea și în momentul în care m-am vopsit eu, am observat că părul meu la rădăcine este un pic mai portocaliu, dar după spălare nuanța arăta uniform. La câteva zile, pur și simplu, m-am trezit cu părul foarte roșcat aici și în jos nuanță de roșcat închis spre șaten, închis chiar, și a trebuit să încerc să fac ceva să-l decolorez, ca să pot să uniformizez nuanța. Și m-am dus și mi-am cumpărat un fel de decolorant de la Sarios, n-am avut pudră decolorantă, mai folosisem eu la un moment dat, în trecut, tot cu aceeași problemă. Tot așa s-a întâmplat ca pe lungimea părului să îmi iasă două nuanțe, adică la un moment dat aveam la rădăcină o nuanță, un pic mai jos o nuanță un picuț mai închisă și în jos de tot spre vârf foarte închisă. Și ca să nu am această, nu știu, să zicem, aceste diferențe de culori în păr, că se vedeau de dreptul urât, așa și nu puteam nici să-l tund, pentru că nu aveam probleme cu el să fie tocit sau să fie deteriorat, să fie necesar să-l tund, a trebuit să folosesc un asemenea produs care să mi-l deschidă un pic.
Numai că am întâmpinat problema că părul și-a pierdut identitatea. Mai exact. Deci cred că este cel mai bun cuvânt care poate să descrie situația pe care am trecut eu din vara trecută până acum. Ideea că orice vopsea foloseam, fie că era cu amoniac sau fără amoniac, care într-un final tot la casting creme gloss am ajuns. Deci la un moment dat, după ce mi-am deschis părul și am încercat o vopsea, adică aceeași vopsea casting creme gloss, după primele două spăli imediat s-a deschis, revenind la o nuanță de arămiu, un arămiu în păr, cel pe care îl obținusem în urma deschiderii, ca să zic așa, și atunci a trebuit să încerc să fac ceva, să nu să repar neapărat structura părului, cât să încerc să folosesc un produs să vedem dacă m-ar ajuta. Și am folosit masca aceea de păr de la Pantene 2 luni de zile, cred. Am folosit-o pe cea Repair și pe cea Aqualight. Uite că știu că îi lăsăsem chiar și, cred că Laura Costo, da, Laura Costo este imaginea Pantene în țara noastră și că la un moment dat îi lăsăsem și eu chiar un comentariu că îmi plăcea foarte mult masca aceea de păr de la Pantene Repair, ea mi-a spus că îi place Aqualight și că mi-o recomandă și am cumpărat-o și pe aceea. Nu a fost o mare diferență între ele decât parfumul. Aqualight miroase ceva mai subtil, în timp ce Repair miroase superb. Numai că eu nu vreau să folosesc tratamente și măști de păr, ca să zic așa, mai ales dacă nu mă știu cu probleme, dar datorită faptului că și acum, în momentul de față, poate că pe cameră nu se vede că părul meu este mai deschis, nuanța pe care o folosesc eu de la Casting Creme Gloss este 316 prună, deci în general am folosit 360 cireașă neagră și 316 prună se numește. Deci chiar o să vă las pe voi să vedeți, să încerc să... Dacă observați, în zona aceasta este el mai deschis. Observați? Așa. Asta pentru că l-am deschis atunci, în acea perioadă, și absolut orice culoare folosesc, că am mai încercat eu și un șaten ceva un picuț mai închis, mai să încerc să-l închid, să se stabilească un pigment mai închis în păr, măcar de nu s-ar mai deschide la spălat. Eu mă vopsesc lunar. Pretenția mea este să reziste decât o singură lună, că eu oricum îl vopsesc lunar, de asta și folosesc vopsea fără amoniac. Nu am ce să zic, mie îmi place destul de tare vopseaua, nu este vina vopselei, ca să zic așa, pentru că nu este vina vopselei, dar nu vreau nici oarecum să cataloghez produsele de la L'Oreal, că nu ar fi bune, numai prin prisma faptului că L'Oreal Excellence Creme mie nu mi s-a potrivit. Și am întâmpinat probleme cu ea și că m-am trezit cu părul în două nuanțe după vopsire. Dar mie îmi place destul de tare vopseaua lor de la Casting Creme Gloss. Și am încercat să fac ceva de-a lungul timpului, să-mi întăresc structura, care să încerc să fac ceva să pătrundă pigmentul ăla mult mai bine în păr. Și atunci, v-am zis, am mai folosit masca aceea Pantene 3 minute, iar produsul acesta, deși v-am spus eu că îl foloseam pe vremea liceului, l-am primit cadou de curând de la verișoara mea și Liquid Silk se numește, este un fel de balsam lichid. Poate fi folosit pe părul umed sau pe părul uscat. Eu am început să-l folosesc, miroase foarte frumos, îmi place destul de tare, nu încarcă părul deloc, nu-l îngrașă, nu este musuros, se descurcă destul de bine și îmi place produsul acesta, deci la ăsta chiar n-aș vrea să renunț. Am văzut că există mult mai multe tipuri de astfel de balsamuri sau de tratamente de la Gliss. În momentul de față folosesc un Gliss tot pentru repararea părului, este un Gliss roz bombon, așa la culoare, cu extract de bujor, cred. Sper că nu greșesc. L-am văzut într-o reclamă oricum. Ne împăcăm destul de bine, ne înțelegem, sper să rămânem în relații foarte bune pe o perioadă mai îndelungată. Eu oricum o să revin la Pantene, posibil ca părul meu să se fi obișnuit cu Pantene. Asta mi-a zis și prietena mea, că ar fi bine să încerc să schimb șamponul, că dacă deja de câteva luni de zile îl folosesc și observ eu că de o lună de zile nu mai funcționează, haideți să trecem la altul, cred că e mai bine așa. Ceea ce am și făcut, dar la produsul acesta chiar n-aș vrea să renunț, deci cred că aș vrea să mi-l cumpăr mereu. Deși v-am zis, mie nu prea-mi place să folosesc, dar ăsta chiar m-a încântat, așa cum m-a încântat și masca aceea. Și cred eu că atât am să vă mai arăt. Mai am un pix, dar nu știu de ce mai am un pix aici, cred că a rămas de altă dată.
Cam asta a fost tot. Mie mi-ar plăcea să împărtășiți cu mine brusele pe care le aveți voi în geanta de plajă sau dacă aveți să-mi faceți și voi recomandări. Noi m-a interesat să-mi recomandați și nouă cremă cu protecție solară 50, una pe care ați folosit-o voi și dacă în special aveți fen mai sensibil cum este al meu, pentru că nu pot să folosesc orice fel de produs și chiar am rugămintea asta la voi dacă puteți să-mi faceți și nouă o recomandare sau dacă aveți să faceți o recomandare, nu știu, despre o apă termală sau despre un produs de protecție solară sau să recomandați niște lecturi pe care aș putea să le iau cu mine la plajă, m-aș bucura foarte tare. Vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru vizionare și ne revedem data viitoare.